Programele spațiale ale României. Probabil că toți își amintesc că în 2015 am avut uh, satelitul Goliat. Uh, vorbim totuși despre o clasă de sateliți nano. Aș vrea să vă întreb ce au însemnat aceste proiecte pentru noi, pentru România și uh, la ce vor conduce până la urmă. Desigur, acel eșec n-a depins de noi. N-a depins direct de noi. Satelitul nostru era construit, era testat, ar fi urmat să zboare la parametrii la care a fost calculat și pe orbita pe care a fost calculat să fie plasat. România participă de mulți ani la programe spațiale. Noi ne-am format în timp o structură de cercetare în acest domeniu pe mai multe paliere. Și această structură de cercetare a funcționat bine și înainte de 1989, începând din 1968, când am semnat un acord internațional, acordul Intercosmos, și împreună cu țările partenere din partea de est a Europei am participat la numeroase programe spațiale, la crearea de echipamente, părți de satelit, experimente științifice în mai multe domenii. În acest context am demarat și construcția de nanosateliți. Nanosateliți înseamnă un satelit cu o latură cam de 10 cm, 10 pe 10 pe 10, cu o greutate cam de 1 kilogram. Este o categorie de sateliți care poate să îndeplinească numeroase funcții în momentul de față, ținând cont de miniaturizările extraordinare din domeniu și care pot să funcționeze câțiva ani pe orbită. Întâmplarea a făcut ca acel satelit Goliat să fie calificat pentru a fi lansat gratuit în contextul european de către o rachetă europeană de dimensiuni mici, racheta Vega, care a fost construită sub coordonare italiană și care și a efectuat primul ei zbor. Au fost lansați, din câte mi amintesc, șase sateliți de categoria aceasta nanosateliți și un satelit mai mare. Partea neplăcută pentru noi a fost că acest satelit Goliat a fost făcut să funcționeze la altitudini de până la 400 de kilometri, iar acea rachetă l-a plasat pe o altitudine mult mai înaltă având apogeul undeva la vreo 1600 de kilometri, intersectând permanent liniile de câmp magnetic ale Pământului, care reprezintă și o zonă de puternice radiații, care afectează direct aparatura electronică. Și astfel, la fiecare trecere prin centurile de radiație ale Pământului, se reseta partea electronică, n-am reușit să obținem decât un prim semnal la început după care am pierdut uh, legătura cu satelitul care a fost declarat pierdut după câteva deci luni de eșec. zile. A fost uh, o primă încercare care a dus în primul rând la dezvoltarea unor tehnologii cu capacități proprii tehnologii care au fost ulterior validate în cadrul unor cooperări internaționale, a dus la dezvoltarea unui centru de testare a nanosateliților și microsateliților care se află pe platforma Măgurele și care este oarecum încadrat în cadrul Institutului de Științe Spațiale, centru care funcționează, care cooperează internațional cu alte entități. Suntem incluși într-un program european puțin mai larg de nanosateliți, urmează să participăm la crearea unei rețele de nanosateliți europene, unde partea românească reprezintă o contribuție substanțială. Aș vrea un pic să ne referim la situația vecinilor noștri, pentru că și Bulgaria a avut un traseu similar cu al României. Atenție, deși noi am avut cel mai mare uh, buget din blocul estic, și ei, la rând, mă refer acum la bulgari, și vecinii noștri bulgari au avut uh, primul lor satelit privat. Uh, și mă, mă uit și la Ungaria, iarăși, o altă țară care face pași importanți în, în acest domeniu. Comparativ cu aceste două țări, Bulgaria și Ungaria. Cum ne situăm Comparativ, mai prost comparativ de ei. suntem mult mai departe decât ei și am să vă spun de ce. În primul rând, noi am reușit să înființăm această Agenție Spațială Română ca o agenție guvernamentală imediat după 1990, când deschiderea către vest, către instituțiile vestice, era foarte mare. Pe când Ungaria, care la început, imediat după 1990, căuta să fie foarte activă, era foarte vocală pe plan internațional, avea un oficiu spațial care promitea foarte mult. Schimbându-se puțin politica în interiorul țării și câștigând un partid de opoziție, a considerat că activitățile spațiale nu sunt atât de necesare și a mutat din zona de cercetare oficiul la Ministerul Transporturilor. Acolo oamenii nu au prea înțeles cu ce se mănâncă această parte cosmică. Și au diminuat mult activitatea. Ungaria, reușind să devină membra Agenției Spațiale Europene, mult după noi. Bulgaria, tot așa spre deosebire de noi, mulți ani nu și-a înființat o structură spațială. În final au înțeles că, în contextul european, nu se poate alinia la structurile europene la programele de cercetare ale Agenției Spațiale Europene și separat ale Comisiei Europene, dacă nu au o structură guvernamentală. Și au înființat de curând un oficiu în cadrul unuia dintre ministerele lor, un oficiu cu oameni tineri care acum învață despre ce este vorba și, să spun așa, cu ce se mănâncă spațiul cosmic. Acum a început demersurile pentru a deveni membru al Agenției Spațiale Europene și sunt niște programe pregătitoare pentru a adera și deocamdată face parte din aceste programe pregătitoare. Deci, oricum, este mult în urma noastră din punctul acesta de vedere. Am înțeles de unde atâta emulație că parcă aceste lucruri erau de domeniul fantasticului în urmă cu 10-15 ani. Vedeți, haideți să facem o mică comparație. Gândiți-vă când a apărut telefonia mobilă când a apărut în România, erau niște rețele destul de slabe, aveai un telefon cât o cărămidă, mai aveai în portbagajul mașinii un bloc care transmitea și puteai să vorbești. După aceea ai început să poți să trimiți și mesaje. Iar acum când ne uităm ce face un telefon mobil care este la îndemâna oricui, oricui. Te-ai dus în magazin, orice cetățean îl cumpără, are sisteme de navigație, de comunicare, internet peste tot, pe stradă, deocamdată 4G va veni și 5G-ul până la urmă. La fel și domeniul cosmic. S-a dezvoltat foarte, foarte rapid. Deci dacă nu ții pasul cu el, rămâi mult în urmă și pierzi un start care poate fi important pentru țara ta. Important pentru că partea cosmică reprezintă o posibilitate de dezvoltare tehnologică foarte rapidă și înaltă. Gândiți-vă că cifra de afaceri în domeniul spațial, la nivelul întregii noastre planete, este anual de 400 de miliarde de dolari și este în creștere cu 7% pe an. Cosmosul nu înseamnă numai cercetare, înseamnă și foarte multe aplicații comerciale. Înseamnă un business. De ce avem cu adevărat nevoie ca să facem mai multe progrese în acest, în acest domeniu? Care sunt punctele slabe? Punctele slabe sunt uh, alocarea de foarte puține fonduri pentru cercetare din PIB. Dacă directivele europene spun că din fonduri publice trebuie implicate cam 1% din PIB în fiecare țară și Exista deja un demers pentru a implica 2% din fonduri private, astfel încât în fiecare țară 3% din PIB să fie alocate cercetării. Uh, Finlanda alocă 4%, de exemplu, și este o țară foarte dezvoltată din punct de vedere tehnologic. Așa a apărut Nokia, s-a dezvoltat, a umplut lumea. Acum orea uh, implicarea ei la nivel internațional. În România, dacă la un moment dat, acum, să zicem, vreo 10 ani, fondurile de cercetare au ajuns cam la 0,8% din PIB, fondurile publice alocate și cercetarea se dezvolta foarte frumos, cercetătorii, chiar din străinătate, cercetători români care plecaseră, veneau în România pentru că puteau câștiga venituri comparabile cu cele din exterior. Între timp, aceste fonduri pentru cercetare au fost diminuate anual guvernul probabil nu a înțeles ce înseamnă cercetare pentru o anumită țară sau nu a vrut să înțeleagă, nu știu. Normal că bugetul se împarte între multe ministere și aceste fonduri au ajuns cam la 0,15%. Mult prea mic comparativ, mult prea mic cu, ceea comparativ ce cu ceea ce este nevoie. Și atunci nici rezultatele nu sunt pe măsură. Ne fiind pe măsură, am făcut parte în niște comisii de evaluare, eram chemat la minister că reevaluați aceste proiecte care sunt în desfășurare de 2 de 3 ani trebuie finalizate și tăiați jumătate din fonduri. Ei bine. Multe proiecte care erau foarte promițătoare trebuiau să fie finalizate și aplicate, și care aduceau economii în multe domenii de activitate, le tăiai ultimele fonduri care constau în aplicarea unui echipament care trebuia să vină din străinătate ca proiectul să funcționeze și îl lăsai undeva decapitat. În condițiile acelea, normal, că ai investit o grămadă de bani care nu-și mai găsea utilitatea. Și se spunea, vedeți că investim degeaba în cercetare. Dar, tot procesul acesta este mult mai complex și trebuie înțeles. Ceva mai devreme, povestați despre investițiile private comparativ cu ceea ce se întâmplă în alte țări. Putem vorbi de asemenea lucruri în România? Sigur, am început să vorbim și în România de investiții private în domeniul cosmic. Există firme care sunt autorizate la nivel european de instituții care pot autoriza așa ceva să prelucreze date satelitare, inclusiv date radar, și sunt utilizate de către diferite entități, nu numai în România, dar și în străinătate. Există cercetători care au fost pasionați, au lucrat în domeniul public, s-au privatizat și au știut cum și în ce fază să se privatizeze pentru a putea dezvolta aceste aplicații la nivel privat. Credeți sincer într-o relansare a cercetării românești? Cred sincer că dacă. Guvernul, indiferent care va fi acesta, va înțelege importanța cercetării științifice și va aloca cel puțin acei 0,8%, dacă nu 1% recomandați de Comisia Europeană, cercetării, acest domeniu, în numeroase sfere de activitate, se va dezvolta, va produce și va aduce numeroase economii României.